Iubiții mei, ne aflăm în Tesalonic, într-o biserică în care se află moaștele Sfântului Cuvios David și Sfânta Teodora din Tesalonic. Micul David s-a născut în insula Eubea, din Grecia, într-o casă binecuvântată cu credință, pentru că tatăl său era preot. De mic era dus la biserică Sfântul David și acolo iubea tare mult să stea în Sfânta Biserică. Întrebat fiind ce-i plăcea, de ce stătea atât de mult acolo, copilul în vârstă de numai 2 anișoni răspundea: ochii Maicii Domnului, tronul lui Iisus Hristos și aripile Sfântului Ioan Botezătorul. Într-o dimineață nu l-au găsit în pat. De marți până sâmbătă l-au căutat. L-au găsit în fața icoanei Sfântului Ioan Botezătorul, care îi povestea ceva. Și copilul David i-a spus tatălui său, preotul: Sfântul Ioan Botezătorul m-a luat de mână și m-a adus aici în biserică. Eu îl iubesc pe Sfântul Ioan Botezătorul și el mă iubește pe mine. A primit numele de copil al înainte mergătorului. Sfinte Davide, copil al înainte mergătorului, dă-ne și nouă măcar puțin din frumusețea duhovnicească, din mirul virtuților tale, din dragostea și credința ta pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Ajută-ne și nouă să iubim mai mult virtutea, să ne nevoim mai mult împotriva răului și a păcatului. Amin. Sfinte cuvioase David, roagă-te la Dumnezeu și pentru noi păcătoși, acum în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Amin.